Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul voi, sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Pui de leu duc lipsă și li foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Depărtează-te de rău și fă binele. Caută pacea și aleargă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Când strigă cei fără prihană Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul scapă sufletul robilor săi și niciunul din cei ce se încred în el nu este osândit. Încredete în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă în Domnul să-ți fie desfătarea și el îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în el și el va lucra. Am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmașii lui cerșindu și pâinea. Depărtează-te de rău, fă binele și vei dăinui pe vece. 28. Căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii lui. Totdeauna ei sunt sub paza lui. Scăparea celor neprihăniți vine de la Domnul. El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi ajută și îi Îi izbăvește de cei răi și scapă, pentru că se încred în el. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și el vă va binecuvânta pâinea și apele și va depărta boala din mijlocul tău. Isus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie, care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viață. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer. Nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri, și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în viac. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns, și tatăl tău care vede nascuns, îți va răsplăti. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare? Cine dă să dea cu inimă largă? Cine cărmuiește să cărmuiască cu râvână? Cine face milostenie să o facă cu bucurie?